Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu tot respectul să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la întâia carte a împăraților, capitolul 15. Voi citi un singur verset, versetul 11. Un împărați, capitolul 15, cu versetul 11. Să ascultăm acest pasaj biblic. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. Amin. Iată, din nou, un pasaj istoric. Un cuvânt despre unul din buni împărați al lui Iuda, împăratul Asa în pasajul acesta atât de scurt avem practic din partea Duhului Sfânt din partea Lui Dumnezeu o evaluare divină simplă însă complexă profundă a vieții unui om a vieții împăratului Asa însă Dumnezeu este singurul care în adevăr nu caută la fața omului. Uitați-vă în aceste pasaje, Roman 2 cu 11, Deuteronom 10 cu 17, 2 Cronici 19 cu 7, 1 Petru 1 cu 17. Așa că necăutând la fața omului, el se va uita și la mine, se va uita și la tine ca să facă o evaluare a vieții noastre, a credincioșiei noastre, a caracterului nostru, a umblării noastre în Cuvântul Domnului, în ascultare de El, a legăturii noastre cu Dumnezeu. Deci ea, trebuie să ne gândim. Că într-o zi va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu. Și desigur, eu doresc, cred că și tu care mă asculți dorești lucrul acesta, să poți să auzi din partea lui, bine, rob, bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul Dumnezeu nu ne va evalua numai atunci când vom sta în fața Lui. El ne evaluează și astăzi. Se uită la noi și astăzi, se uită la noi acum când stăm în fața Evangheliei ca să-i ascultăm înțelesul. De aceea, haidem uitându-ne la aceste cuvinte simple despre împăratul Asa, să ne uităm la noi și să ne uităm la un mesaj pe care l-am intitulat Remarcat de Domnul. Remarcat de Domnul. Ce bine te simți dacă într-o mulțime mare o personalitate importantă te remarcă pe nume. O, oh, între noi este și. Puneți numele dumneavoastră acolo. O. Oh. Avem în mijlocul nostru un om care s-a remarcat pentru ajutorarea săracilor. Este domnul, doamna, familia. O mă bucur să văd între noi că suntem vizitați, onorați de acest slujitor al lui Dumnezeu cu un dar profetic deosebit. Te bucur să fii remarcat! printre oameni. Dar când te remarcă Domnul, parcă este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Așadar, remarcat de Domnul. Și haidem să ne uităm la patru mari adevăruri, așa cum rezultă ele din acest pasaj simplu. 1 împărați 15 cu 11. Patru mari adevăruri despre asta, patru mari adevăruri despre tine și despre mine, dacă vrei să te remarce Domnul într-o manieră binecuvântată. Și primul mare adevăr pe care Duhul Domnului îl remarcă în dreptul împăratului Asa este caracterul și comportamentul lui Asa. Caracterul și comportamentul lui Asa. Uitați-vă acum din nou în cuvântul Domnului. Deci nu 1 împărați, capitolul 15, versetul 11, partea 1. Asa a făcut ce este plăcut. A făcut ce este plăcut Sunt oameni care se laudă cu păcatul Sunt oameni care se laudă cu prostia Sunt oameni care se laudă cu îmbuibarea Sunt oameni care se laudă cu minciună Sunt oameni care se laudă cu descurcăreala în viață Cu datul din coate Sunt oameni care se laudă pentru că Au călcat în picioare pe semenii lor Ceea ce este remarcat la Asa este caracterul și comportamentul lui. Și nu uitați, vorbim despre un rege. Iar în ochii Domnului, în virtutea meritelor jerfei, jerfei Domnului nostru Isus Hristos, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu uitați acest mare adevăr. Și noi suntem socotiți înaintea lui regi. Regi și preoți. Regi și preoți. Și un rege și un preot, fie bărbat, fie femeie, fie tânăr, fie bătrân, în ochii lui Dumnezeu suntem regi și preoți. 1 Petru, capitolul 2, versetele 6 și 11. Apocalips 1 cu 6. Dacă ești rege și dacă ești preot, să nu ne supărăm, ne trebuie și caracter, ne trebuie și comportament. Și caracter și comportament. Cum s-a văzut caracterul lui Asa? în lumea împăraților timpului, în lumea lui Iuda din vremea aceea, în lumea lui Israel din vremea aceea, în lumea celor care priveau la acest regat care s-a ascendat. Asa și-a riscat poziția între oameni, și-a riscat reputația între oameni, și-a riscat popularitatea între oameni, și-a riscat acceptarea de către oameni. Știți de ce? pentru că a vrut să-și păstreze caracterul și comportamentul înaintea Domnului, nu înaintea oamenilor. Asa a făcut ce este plăcut. Riscă-ți popularitatea, riscă-ți poziția, riscă-ți reputația, în sensul că în orice împrejurare te-ai găsit, în orice împrejurare m-aș găsi, nici unul dintre noi, frateștelor, domnilor și domnilor, nu trebuie să ne compromitem caracterul, nu trebuie să ne înjosim după gândirea contemporanilor noștri, indiferent cât de mari și de influență ar fi, se, se, se vede limpede că Asa, chiar și în mijlocul întâlnirilor lui regale, în mijlocul guvernului pe care îl conduce, în mijlocul poporului din vremea aceea, și-a riscat reputația și-a riscat poziția, a zis nu. Eu stau să fiu plăcut Domnului. Comportamentul meu este același și între împărați, și în mijlocul poporului de rând. Comportamentul meu este același și acasă, și la școală, și la serviciu, și în avion, și la biserică, și pe drum, în orice loc. Caracter și comportament. 2 Timotei, capitolul 2 versetul 19, este acest cuvânt care îmi vorbește și care îți vorbește ție în această direcție, spunând, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având peceta sau sigilul acesta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, auziți? Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, să-și păstreze caracterul, să-și sfințească comportamentul, pentru că nu mai spunând Isuse, nu mai spunând Dumnezeule, nu mai spunând, o, Doamne, așa cum spunea Isus Hristos într-o împrejurare, nu o și cine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția mea. Ferește-te de nelegiuire. Fi plăcut Domnului. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Acesta este caracter, acest este comportament care este plăcut. Plăcut. Ce frumos este să, să auzi despre cineva. oh, este un om așa de plăcut, este așa de blând, are un cuvânt de încurajare aproape pentru ori și cine. Este un om al lui Dumnezeu, este un tânăr cu minte, cum se cade. O, oh, este o familie cu o reputație foarte bună și nu-și ruinează reputația cu flecă reală, cu bârfă, cu lucruri de nimic, își păstrează caracterul, își păstrează comportamentul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu remarcă un astfel de caracter. Remarcă un astfel de comportament. Și pe celălalt îl remarcă. Dar îl remarcă ca să-l pună acolo deoparte pentru ziua judecății, dacă oamenii nu se pocăiesc. Însă dacă viața mea și viața ta, comportamentul tău, și al meu, caracterul nostru este unul care este plăcut înaintea Domnului. Lucrul acesta vorbește despre tine și despre mine, că suntem, în adevăr, epistolele acelea vii scrise de mâna lui Dumnezeu cu scop de a fi citite de toți oamenii, și citirea aceasta nu este ca să ne laude pe noi, ci să-l descopere pe Hristos prin noi și în noi. Întrebarea este, cum este caracterul tău? Cum este comportamentul tău? În al doilea rând, al doilea lucru remarcat de Duhul Domnului despre Asa nu este numai caracter și comportament, este curajul lui Asa. Curajul lui Asa. Deși a fost împărat, Asa a dat dovadă de un curaj extraordinar. Dacă președintele nostru din Statele Unite ar arăta curaj cum a arătat Asa, să știți că țara aceasta ar arăta o țară extraordinară. Extraordinară. Dacă un președinte din orice țară ar arăta, curaj, ar arăta curajul lui Asa, țările ar avea altă față, popoarele ar avea altă față, pâinea lor, pacea lor, liniștea lor, binecuvântarea lor ar fi diferită. Haideți să vedem la asta curajul lui în două aspecte distincte. Primul, a sfidat corectitudinea politică. Asa, în poziția lui, a sfidat corectitudinea politică. Uitați-vă în unul împărați 15 cu 12 de data aceasta. A scos afară din țară pe sodomiți și a îndepărtat pe toți idolii pe care îi făcuse părinții lui. Nu face asta în America de astăzi. Nu asta în America de astăzi. Spune că sodomiții sunt o scârbă înaintea Domnului și înaintea țării. s ai pierdut serviciu? Ești încondeiat în computer, oriunde te duci, să te angajezi, nu te mai primește nimeni. Dar Asa are coloană vertebrală, are curaj. Și nu vrea să cânte, nu vrea să-și aibă caracterul, nu vrea să-și aibă reputația după corectitudinea politică a timpului. Politicienii timpului nostru, dacă vor să câștige, cu asta avem prima dată în față. Dacă eu pun mâna pe putere, dacă eu sunt senator, dacă eu sunt uh, uh, reprezentant în, în congres, dacă eu sunt vicepreședinte, dacă eu sunt președinte, dacă eu sunt în guvern, toți homosexuali sunt bun, toate lucrurile bune, e rea. Extremiște de dreapta. Doamne Iisus, ai mire de noi. Doamne ai mire de noi. El sfidat corectitudinea politică. N-a vrut să încurajeze ce Domnul urește? Nu a dat dovadă de toleranță religioasă? Pentru că uitați ce spune: a nemici toți idolii pe care i-a făcut stă părinții lui? Tol -toler Toleranța religioasă este bună până la o anumită limită, dar când ajungi să spui de la cap cum ar fi asta, de la președinte, toate religiile sunt bune, toate îl prezintă pe Dumnezeu și creștinismul vorbește despre același Dumnezeu despre care vorbește islamismul. Aceasta este o blasfemie la adresa Domnului. O blasfemie. A sfidat pluralismul etnic și cultural al timpului, a sfidat crezul umanist despre mediu și pământ, pentru că, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, a ars ce trebuia ars, a îngropat ce trebuia îngropat și n -a, nu l-a deranjat că o fi venit vreo ceată de savanți care au spus nu trebuia să arzi idolii în partea aceea, că în ei era puțin plumb și au murit niște muște care creșteau numai acolo. V-am spus să vă amintesc din nou ca să înțelegeți: aici, în California noastră, în California Centrală, unde este agricultura cea mai de frunte, probabil din lume, când numai aici și în Israel este așa de bine pusă la punct, un, o familie de vietnamezi au emigrat aici și oamenii au primit un ajutor din partea Statelor Unite și cu ajutorul celorlalți vietnamezi și-au cumpărat o fermă. Fermă care a fost fermă și înainte. Dar omul n-a toate regulile că și el trebuie să-și înnoiască toate contractele pe la toate locurile pe unde a avut înainte de fermă. El și -a, și a noi, dar nu în toate locurile. Și el ce a zis? Am să seamăn rapiță, fasole, ce știa el mai bine. Și a venit primăvara a luat omul, a cumpărat ferma cu toate echipajele pe care le-a avut și s-a pus să arat. Să are, să-și pregătească terenul. În timp ce ara el, s-a întâmplat că o comisie din aceasta de specialiști pe care îi plătim cu taxele noastre, era pe acolo să vadă cum se face agricultura. Și nu este glumă ce vă spun, căutați pe internet că veți găsi informația s-au dus să vadă cum are vietnamezul nostru. Și ce se vedeți noastră? Au văzut când a trecut plugul că sub o brazdă vietnamezul acesta săracul a omorât un șobolan. Un șobolan. Ei s-au plecat, ei toată comisia aceasta, vreo 10 oameni, au luat șobolanul și așa cum arăta, s-au uitat la el, au studiat cu mintea lor iscusită de savanți, și au ajuns la concluzia că este un șobolan pe cale de dispariție în California. Nu avem destui gândașe, șobolani și șoareși, ne mai trebuie în consoi. Idioți. Idioți. S-au dus la judecătoria statului California și l-au oprit pe om ca să-și mai are ferma, până nu se face un studiu de câteva milioane să se vadă ce fel de șobolan e ăla și unde ar, fi pute, unde ar putea fi mutat ca să mai trăiască. Și până la ora aceasta omul nu și poate folosi ferma pentru că la Curtea Supremă a Californiei s-a oprit ferma lui cu un șobolan, cu oameni de știință. Cred că șobolanul ăla avea mai multă minte în cap decât savanții care... Asa! este un om care în curajul lui trece peste corectitudinea politică. Și de ce îl remarcă Domnul? Și a doua latură curajului lui, el este omul care nu se sfiește să meargă până acolo, că trece peste sensibilitatea familiei. Eu uitați-vă în versetul 13 din 1 împărați 15. Și chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă pentru că făcuse un idol a Nu-i destul să spui guvernul în cap, mai puneți și familia în cap. Pui pe socră în cap. <laughs> <laughs> și toate neamurile. Și ești aranjat. <laughs> ești aranjat. <laughs> Însă asta este omul care spune lucrurilor pe nume și nu se intimidează în a păstra caracterul sfânt nici în fața familiei. Frați și surori, doamnelor și domnilor, curajul din Duhul Domnului, curajul sfânt trebuie să-l avem și în casă, și în afara casei. Și în biserică, și în școală, și în universitate. Și în biserică, și la locul de muncă și trebuie să trecem peste sensibilitățile oamenilor, noi avem o mie și una de sensibilități ca să nu facem nimic, or să facem ce este rău, dar să împiedicăm lucrarea Domnului, să împiedicăm caracterul creștin, să împiedicăm înaintarea lucrării lui Dumnezeu, cercetarea lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, haidem să fim oameni. Oameni sfinți, oameni de caracter, oameni cu curaj. În al treilea rând, pe lângă caracter și comportament, pe lângă curaj. Dumnezeu a remarcat și a confirmat faptele lui. Deci confirmarea faptelor lui. L-a remarcat confirmând faptele lui. Ne întorcem din nou la textul nostru original, 1 cu 15:11. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, înaintea Domnului. Tot ce facem în ultimă analiză frați și surori este înaintea Domnului. Dacă facem rău, nu ne-a văzut nimeni, știți unde am făcut răul? Unde? Înaintea Domnului. Să nu uităm pe David. A lucrat ca un diplomat ca un diplomat într-o vreme. După aia s-a pocăit. De aceea este om după inima lui Dumnezeu, că a avut curajul să recunoască și să pocăiască. A comis adulter. A aranjat crimă. A comis crimă. Și iată-l că după o perioadă de timp, zicem Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Știți de ce? Conștiința lucrează, lucrează și te apasă și te apasă, te mănâncă. Ce am făcut? Cum am purtat? Cum am purtat? Dar nu știe nimeni, dar degeaba știe conștiința ta și știe Dumnezeu. Atunci ți-a mărturisit păcatul și tu ai iertat vina robului tău, mărit să fie Domnul pentru bunătatea lui. Dar în psalmul 51, care vorbește despre același eveniment, păcatul cu Batseba și crima împotriva lui Iurie Hetitu, soțului lui Batseba, David spune, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, îmi am în față și auziți ce spune mai departe, înaintea ta, numai înaintea ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Așa că Vei fi drept. Fie că am făcut faptă rea, fie că am făcut faptă bună, este înaintea Domnului. Însă despre asta se confirmă că faptele Lui au fost făcute bine înaintea Domnului. Nu înaintea celorlalți împărați, nu înaintea celorlalți păstori, nu înaintea celorlalți prieteni, nu înaintea celorlalți businessmen, nu înaintea celorlalți politicieni, nu înaintea celor mai populari oameni, nu înaintea familiei, ci înaintea Domnului se întâmplă. Când stai înaintea celor pe care am amintit, este înaintea Domnului. Fă bine nu de ochii oamenilor, fă bine pentru că îl faci înaintea Domnului. Ferește-te de rău nu pentru că nu te-a văzut nimeni, ferește-te pentru că îl faci răul înaintea Domnului. Și într-o zi se confirmă și fapta mea și fapta ta, și caracterul meu și caracterul tău. Caracter și comportament, curaj, confirmare și apoi în al patrulea rând, în ultimul rând, este comparația faptelor lui. Cum zice partea finală a versetului 11 din 1 împărat 15? Ca tatăl său, David. Ca tatăl său, David. Iată un element de comparație. Iată un element de comparație. Știți de ce? Pentru că este natura noastră a oamenilor să ne lăsăm influențați. Știți că avem și o scuză. Și de ce ai făcut lucrul acesta? Păi și familia aceasta a făcut. De ce te-ai îmbrăcat așa de sumar? Păi și sora, domnișoara s-a îmbrăcat. Dar de ce ai vorbit așa? Păi am auzit și pe fratele păstor vorbind așa. Dar de ce ai umblat așa? Păi l-am văzut și pe nu știu cine, intrând tot acolo și am intrat și eu. Frași și studori, doamnelor și domnilor, este drept că noi influențăm pe oameni. Și vai de cine influențează în rău pe fratele lui, pe sora, pe semeni. Vai de cine influențează în rău! Mântuitorul Iisus Hristos a mers până acolo ca să ne trezească nouă conștiință și să spună mai bine îi se lega o piatră de moră de gât și să neca înainte să facă lucrul acesta. Nu că trebuie să facă lucrul acesta, să-și lege piatră de moră. Dar este așa de drastic să influențezi în rău, este atât de rău înaintea Domnului încât Domnul se mânie pe tine și pe mine. Dar de ce... Când cineva văzând fapta ta sau fapta mea să nu poată să spună oare a făcut bine ca și tatăl său. Și tatăl său era la fel, un om de caracter. Pe cum era să facă rău? S-a purtat ca mama, are o mamă de aur. Pe cum era să facă rău? Toată familia lor este o familie temătoare de Domnul. Cum era să-și strice reputația, să se compromită? Pentru că sunt cunoscuți pentru poziția lor, pentru Domnul. A făcut bine ca tatăl său David. Uitați, și David era mor de câteva generații. Asta înseamnă că ce, cum s-a purtat Asa dacă s-a purtat ca tatăl său David? Asa s-a purtat Sub ungerea Duhului Sfânt. 2 Samuel 23, 1 la 2. Pentru că David spune: Iată cuvintele plăcute ale cântărețului plăcut al lui Israel, Duhul Domnului vorbește prin mine. Se vede că a lucrat Duhul Domnului prin asta, nu este așa? Dacă a fost cașitat și tatăl său David. Cum a fost David? A fost un om după inima lui Dumnezeu. Fapte 13 cu 22. 1 Samuel 15 cu 28. Când David a păcătuit, a recunoscut, cum am spus, și a rămas peste viacuri păcatul lui cunoscut N-a vrut să-l ascundă Pentru că a vrut să arate Că atunci când păcătuiești Că ești mare, că ești mic Nu te pot oamenii absolvi de greșeală și de păcat Cel ce te absolvă este Dumnezeu Dacă te pocăiești, dacă mă pocăiezi Și asta a fost un om care știu să pocăiască Ca David Asta a fost un om zmerit 2 Samuel 7, 8, 19 Spune despre David Că este un om care stă mereu înaintea Domnului Și spune, Doamne, cine sunt eu să te gândești la mine? la viitorul meu. Părinții mei au făcut rău înaintea ta și eu totuși să ajung împărat, să fiu unsul tău? Ca David, adică un om dependent de Domnul. Psalmul 139, versetele 21 la 24. Ce Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mă. Cercetează minima, vezi-mă, dacă eu nu pot să mă văd în cazul că sunt pe o cale rea, dumă pe cărarea vieții. În cazul că piciorul meu a început să alunece, punem piciorul pe stâncă. În cazul în care, fără să-mi dau seama, m-am plecat spre groapa peirii spre fundul mocirlii, auzim strigătele, ridică-mă de acolo. Acesta este asa. În concluzie, eu vreau să fiu remarcat de Domnul ca om al lui Dumnezeu. Vrei și tu? Nu vreau să mă remarce Domnul și să se spună m-am uitat la Lazar, i-am dat timp de pocăință și apoi l-am cântărit și l-am găsit ușor în cântarul meu. Poate mare în volum, dar fără greutate spirituală. În evaluarea Domnului, mă rog Domnului să mă găsească un om cu caracter sfânt și comportament sfânt. Un om cu curaj sfânt. Un om care să nu mă tem când Domnul îmi confirmă faptele, să le confirme că sunt bune. Și un om care, atunci când Domnul se uită la mine, să spună, n-a fost David lângă Lazar, n-a fost David sau Asa lângă tine, puneți numele acolo, dar a înțeles că am fost eu lângă ei. Și dacă s-a purtat frumos, dacă n-a întors vorbă rea pentru vorbă rea, dacă n-a întors privire urâtă pentru privire urâtă, dacă n-a scuipat și el când a fost scuipat, dacă n-a mințit când a fost mințit, dacă n-a întors spatele când i s-a întors spatele, însemnează că s-a uitat la mine. S-a uitat la mine. Și ați simțiți vă privirile la autorul și desăvârșitorul credinței voastre, care este Iisus Hristos. El pentru bucuria care era pusă înainte, a desprețuit rușinea, a desprețuit o a purtat suferință pentru tine și pentru mine. Știți de ce? S-a uitat la tine, s-a uitat la mine și a zis, într-o zi voi vedea oameni care se vor purta ca mine, cu curaj ca al meu, cu comportament ca al meu, cu vorbire ca a mea, cu umblare ca a mea, cu atitudine ca a mea, cu o voință înduplecată la Tatăl Ceresc ca a mea. Și se va spune, Lazar a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca Tatăl Său Ceresc, ca Mântuitorul Său, Iisus Hristos, ca Dumnezeu Duhul Sfânt care l-a călăuzit și de care s-a lăsat călăuzit. Vreau să fiu remarcat de Domnul, văzut de Domnul. Și când El mă evaluează încă o dată, nu vreau să mă găsească ușor. Nu vreau să mă găsească ca pe un om de nimic. Și vreau să mă găsească ca pe un om pe care să poată să conteze. Să poată să conteze. Întrebarea mea din partea Domnului este aceasta. Poate Domnul să conteze pe tine? Poate biserica aceasta să conteze pe tine? Poate familia să conteze pe tine? Poate departamentul în care lucrezi în biserică conta pe tine? Mă tem că mai este mult de lucru în privința aceasta. Aici, la Emanuel. Nu este așa? Roagă-te Domnului să poată să conteze Domnul pe tine. Și nevaloarea Lui să poată să spună, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca Tatăl Său, Iisus Hristos.